școală. Câte unități avem? 10. Aici. 10. Ieri câte am avut? 9. Deci dacă mai adăugăm o zală, vom avea câte unități? 10. Și unitățile astea 10, în ce le transformăm? Într-o zeacă. Într-o zeacă. Deci astea le eliminăm și le înlocuim cu o zeacă pe care ce facem? O adăugăm la 10. Ia uitați-vă, câte 10 avem acum? 10. Ei, cu acestea, dacă unitățile le-am transformat într-o 10 și acestea 10 le vom transforma într-o zală, într-o zală și mai mare, și anume 100. Așez eu această? La unități ce așez? Unități. Nimic, rămâne cât? 0. La 10 cât așez? 0. Tot 0. Și 1, adică o așez la? 100. La 100. Ia uitați-vă, salut. Pregătitoare B. Bună dimineața! Ia spuneți-mi voi mie, de ce credeți voi că v-am numit sărbătoriți din clasa pregătitoare B? De ce credeți că v-am numit astăzi sărbătoriți? David. Avem 100 de zile de școală. Corect, avem 100 de zile de școală. Altcineva are altă idee? Nicoleta? Dimineața asta avem cele 100 zile de școală. Corect, astăzi avem cele 100 de zile de școală, Sara? Sărbătorim din clasa pregătitoare de că sărbătorim 100 de zile de școală. Corect, sărbătorim cele 100 de zile de școală. Denis? Corect, da. Astăzi vom mânca și tort și vom bea și suc. Adică vom sărbători în toată regia, nu? Cum se sărbătorește, așa vom sărbători și noi. Bun, dar totuși am uitat un lucru, clasa pregătitoare. Am uitat să-mi spuneți în ce dată suntem astăzi. Nictalie, în ce dată suntem astăzi? Șapte. În data de 7 martie. Ce vă spune vouă numărul 7 sau cifra 7? Ce semnificație are pentru voi? Cine? Melissa. Pentru mine, numărul 7 înseamnă că îl pot descompune în 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Câți de 1? 7. De 7 ori 1. Foarte bine. Diana. Pe 7 nu poți descompune în 5 și 2. Corect, în 5 și 2. Andrada. Să fac o scădere. Sigur. Ai 10 bomboane din care mai mănânc 3. Așa, și? Câte sunt în total? Câte au rămas în total? Fără în total. Câte au mai? Rămas. Și cum facem? 10 minus 3 egal 7. Bravo, foarte frumos. Ai făcut de fapt o problemă și nu o scădere simplă. Bravo. Azi.
Necarie. Pentru mine, da? Numărul 100 înseamnă... Numărul 7. Numărul 7. Așa. Că pot scădea în 10 și... Din 10? Pe? Și mănânci... Mănânci 3 bomboane și mai rămân 6. Asta a spus Andrada, corect. Bun. Ei, eu m-am gândit la varianta că data de 7 este cu o zi înainte de ziua mamei. Sigur că da, adică este cu o zi înainte de ziua mamei. Ziua mamei când o sărbătorim? Mâine. În ce dată se sărbătorește? În 8 martie. Foarte bine. Hai să vedem mai departe. Ce avem aici? Ce avem aici? Cine îmi spune? Andrada. Ce sunt astea? Litere. Litere așezate în cuvinte. Și cuvintele le-am așezat, David? În versuri. În versuri, foarte bine. Hai să-mi citească primele 4 versuri, Nicu. Iată timpul a trecut și de când ne-am cunoscut împreună aici, da, aici multă multă vreme am petrecut. Multă vreme am petrecut. Ne-am jucat, am învățat. Așa. Împreună ne-am jucat. Foarte bine. Nici bai puțin. Oprește-te puțin. Încă o dată. Deci, stai-mă un pic, Mihai. Nici mai mult, nici mai puțin. Astăzi, 100 împlinim. Și aici am scris o liniuță. Ce credeți că va trebui să scriem pe liniuța aceea? 100, 100. Te rog, Mihai, să scrii 100. Ajungi? Hai să... Urcă-te aici pe scaun. Uite că ajungi. Bun. Foarte bine. Deci, astăzi împlinim 100. Hai să vedem ce zice poezia noastră mai departe. Cine vine să citească mai departe? Mai Andrada? Nu l-am vârstă. Nu la vârstă. Zile de școală și fișe pline. Bun, mulțumesc! Ia uitați-vă, zice așa, împlinim 100. Nu la vârstă, ci la zile de școală și fișe pline. E adevărat că am avut plin de fișe până acum? Da! Florica.
programul este în felul următor. Facem floarea, dar înainte de a face floarea, sunt câțiva copii a căror părinți trebuie să plece. Și atunci, părinții care trebuie să plece, își vor prezenta acum colecțiile, da? Îi lăsăm pe părinți să plece, cei care au nevoie să plece la serviciu, dar în momentul în care îți prezinți colecția, după ce termin, vii și am fost la festivalul mustului și colecția. Da? Da, colecția, da. Colecția din ce este făcută? Macaroane. Așa. De ce e făcută colecția? Și îmi plac macaroanele foarte mult. Și mie! Poți să te așezi pe scaun, să o ții pe brațe. Așa, așa. L-am întâlnit pe Michi și pe Mimi. Așa, altceva? Despre colecția ta? Am făcut poză cu ei. Da, la festivalul mustului. Așa. Și ideea de a colecționa macaroane, de unde ți-a venit? Din faptul că mănânci macaroane și că îți plac foarte mult macaroane. Acolo sus pe dreapta. Da, ai făcut poftă de rău. Le-ai pictat macaroanele și le-ai pus în formă de... ramă de tablou. Adică ai făcut un tablou în care rama este confecționată din macaroane pe care Andrada le mănâncă cu foarte multă poftă. Poftă, sigur că da. Ai mâncă macaroane. Bun, îi mulțumim și nu înainte de a pleca, o aplaudăm pentru colecția noastră. Înainte de a pleca, vrem să-i înmânăm o diplomă și diploma spune în felul următor. Te felicităm, Ada Andrada. Ai reușit să parcurgi cu succes primele 100 de zile de școală minunate din viața ta de școlar. Să fii mereu curajoasă, empatică și perseverentă. Felicitări! Și acum, Andrada, mai are ceva de spus. Ce? Trage aer, nu te grăbi. Zi odată! Să râzi! Pentru că ei deja știu să citească, cunosc toate literele. Vreau să vă spun că
acești copii ai dumneavoastră și-au învățat poeziile singuri și le-au citit singuri și le-am recomandat acasă să citească singuri. Așa că mulți dintre copiii dumneavoastră, le-am și spus, au voie să vină cu foicica. Nu neapărat trebuia învățată, ci trebuia spusă. Că este ea spusă de pe foaie sau că este ea spusă pe de rost, este foarte bine. Așa că poezia nu trebuia învățată pe de rost neapărat. Este mai mult de cavalier. Da. O cască și un scut. Un coi. Un coi. Suntem atenți, nu? Da. Și l-am făcut din capace. Așa. Și eu. Din capace și cartofi. Super, da? Câte capace ai acolo? Cam 96. Ha. 100, dragi. Plus TVA. 100 așa acolo, nu știu. 96 de capace. 96 de capace, da? Mai avem scutul. Așa, scutul. Armura. Și casca. Așa. Și cartonul. Și cartonul. Deci cu cartonul total îți urmează 100. Foarte bine. Cu capacele și cu cartonul. Păi da, capacele, cartonul, cele trei cartoane de pe coi. Da? Unul aici sunt 3, da? Cubețele de pe armură 4 și capacele sunt 96. Împreună formează 100. Așa, 96, hai să vedem, formează 100, cum facem noi? 96, numărul mare îl avem în cap. 90. Da, David, ce mai poți să ne spui tu despre armura ta? Așa, armura se folosea la cavaler. În războaie. Cutu. Da. Lupe. Ținea și asupra capului să se ferească de săget. Da. Și casca îi apăra la cap. Așa. Casca îi apăra la cap. Și cu armură sau... Și atât. Cine folosea armură? Cavalerii. Cavalerii. Când erau cavaleri? Pe vremea în care erau războaie. Dar ce poți să-mi spui tu despre cavaleri? Cine? Erau și femei cavaleri? Nu. Nu, doar? Bărbați. Cum trebuie să fie și în ziua de astăzi? Mai există cavaleri? Nu. Nu mai există cavaleri. Decât armuri a cavalerilor. Ia gândește-te tu ce înseamnă cuvântul cavaler. Când spunem noi, când vă așezați voi la rând, băieții să fiți niște cavaleri. Ce înseamnă asta? Știu că n-are cu capa la început. N-are cu capa la început. Deci, ce înseamnă să fiți voi băieții cavaleri? Adică nu neapărat să le lăsăm, ci trebuie să le respectăm. Asta e să le respectăm. Adică a fi cavaler înseamnă să respecti fetele. Diplomă. David, te rog să ne citești, că tu știi să citești repede, repede, nu că Andrada n-ar ști și Andrada știe. Ai reușit să parcurzi, te felicităm, fondul David. Ai reușit să parcurzi unii pe alții, deci ne ascultăm colegii. Oh, my God.
liniște? Da. Bun. Please. Ne ascultăm. Я спиняться с ним.
Se știi emoția aia când e bună, nu e bună. Am emoția. Și exact cum zicea și doamna Adriana, cu siguranță dacă mami nu era aici să-ți șoptească, tu știai să zici perfect, așa ai colecția, ce te-ai pregătit pentru colecția ta. Este adevărat? Da. Așa m-am gândit și eu. Te felicităm, îți dăruim și ție o diplomă. Dacă vrei, poți citești cu voce tare, dar scrie exact la același lucru ca și la mare drag. O rază de argint în apă și am început ușor să cos o pânză cu alt ochip frumos. Foarte frumos! Ce bun! Ia, spune-ne tu, ce colecție ai? Eu am adunat cu toate pădurile. Da, ai adunat ghinzile din pădure. Zi-te-a dat. Hai departe. Noi nu ne-am pregătit speech. Dar nu trebuie un speech. Așa, după ce le-ați adunat, le-ați construit într-o... În ce le-ați construit? Ce ai construit acolo? Ce era? Ce-i asta? Ai construit într-o căsuță? Ce reprezintă căsuța? Asta e căsuța magică. Așa, căsuța magică. Ce ne poți spune despre căsuța magică? De ce e magică? Pentru că magică. Deci dacă intri în căsuța asta, ți se deplinesc toate dorințele. Foarte interesant. Deci trebuie să ne băgăm acolo gândurile, așa-i? Că așa fiind noi nu căpem, dar gândurile, dacă le băgăm în căsuța ta magică, ni se îndeplinesc toate gândurile, așa-i? Și mai avem o fântână fermecată care conduce spiriduș. Așa, deci avem o fântână cu un spiriduș. Ce face fântâna cu spiridușul? Este apă, evident, în fântână. Da, acum, da, mi-ai spus. Uite, acolo e pe... Și o libelulă. Da, și o libelulă desenată acolo. A, e lângă. Stă lângă fântână. Ținut cont de scopul pe care îl are căsuța. Bun, David, îi mulțumim lui David. Câte colțuri are steluța ta?
foarte frumos. Deci steluța ta este în 5 colțuri. Și pentru cine ai pregătit steluța? Pentru frățiorul tău, pe care îl cheamă? Ca și pe mine! Ca și pe Denis al nostru din clasă, așa-i? Da. Pe care, bineînțeles, tu îl iubești? Pe Denis, frățiorul tău. Pe frățiorul tău. Ca și pe o? Ca pe o stea. Ca pe o stea, sigur că da. Deci el luminează la voi în casă ca și stelele pe... Cer. Cer, foarte frumos. Bravo. Cine te-a ajutat să faci steluța? Tare. Mami te-a ajutat să faci steluța. Îi mulțumim, o aplaudăm și pe Diana. Și urăm și Dianei felicitarea și diploma cu întregile noastre felicitări. Felicitări. Știu că sunt adumamită și pe multe n-am cedat, dar sunt fericită să rup mâna mama mea. Foarte frumos! Și mai avem un cadou pentru mama, așa-i? Și până vine Diana cu cadou pentru mama. Da. Arată ca și o stea și am dat numele joc stea. Foarte interesant. Ce ne mai pot spune? Cine te-a ajutat să o faci? Mama. Te-a ajutat mama. Și împreună cu cine? Dragă tante, că te-a făcut cu el. Împreună cu sora mea. Împreună cu sora ta. Și în același timp ar trebui să adunați și lea de așezare e denumit-o joc stea. De unde ți-a venit ideea să aduni elastice? Mi-a venit ideea pentru că... Nu te-am mai lăsat tata să tragi după păstă cu praful, așa? Împreună cu mama și cu surioara, da, îl aplaudăm pe Andrei. Îi acordăm diploma pe care o merită împreună cu felicitările. Ai ajuns până la 100 de zile de școală. Hai să dau un pic și din partea doamnei. Să vadă toată lumea.
să se poată filma. Cristian, te rog să ne spui ce ai construit, ce ai adunat aici. Deci ai adunat ce? Pulinuțe de diferite culori. Da. Și portocaliu m-am dat pentru pantofi. Pantofi că n-a avut cald. Da. Și aici ne-am picat un pic cu albastru, că n-a avut și pantalonul tot roșu. Cum iar. Și ochii cu albastru. Și ochii cu albastru. Împreună ai folosit câte bulinuțe? 100 de bulinuțe. M-am speriat că poate a vrut să 100 de bulinuțe. Și cum ne uităm că acest proiect are viitor, adică este un proiect nefinalizat și îl finalizează pe bucăți până va ajunge și la următoarele sute de zile de școală. Așa-i? Foarte frumos! Bravo! Îl aplaudăm pe Cristian! Și înmânăm și lui diploma. Cristian, îl aplaudăm și vine Denis să ne prezinte colecția lui. Ce ne poți spune despre colecția ta? Cum ți-a venit ideea? M-am gândit cu mami împreună să o fac. Da? Arată-ne. Așa. Te-ai gândit cu mami să o faci și să-l faci pe Michi din pioneze? Pe ce le lipit pionezele? Eu fac acum. Pe ce suport? Așa, le lipi pe un suport de polistiren, așa-i? Da. Și pe Michi l-ați decupat? Cu hârtie. Cu ajutorul unei hârtii ați făcut machetă și l-ați decupat, așa-i? Foarte interesant. Cine te-a mai ajutat la proiect? Numai mami te-a ajutat la proiect, dar te-a fost mai ocupat, așa-i? Ce-a fost să ai de la scala? Să te spun eu. Și, bineînțeles, felicitările! Bravo, Denis! Șervețele cu bani.
da, unele dintre șervețele au formă de bani și din șervețele ce anume ai construit acolo? În ce le-ai adunat? Într-o copertă. Și a făcut din șervețele o carte. O carte din șervețele. Ia uitați-vă ce șervețele frumoase. Unele șervețele sunt de la mami. Hai să le vedem pe toate. Din colecția mamei. De când era mama... De când era mama mică. Este interesant. Ia uitați-vă ce frumoase șervețele vechi. Într-adevăr, se vede că sunt șervețelele vechi de când era și mama mică. Adică a transmis... Ce ți-a transmis, mami? Colecția ți-a transmis colecția ei pe care tu continui să o prețuiești. Foarte frumos, o duci mai departe. Bravo, Kira! O aplaudăm pe Kira! Mânăm diploma! Felicitări! Hai te pup! Continuăm acum cu colecția Ștefaniei. Da. Și semăna futurașul tău cu futurele după care ai alergat. Așa-i? Da. De acolo ți-a venit ideea, foarte frumoasă ideea și în special colecțiile care au o poveste foarte interesantă. Ce ne mai poți spune despre futurașul tău? Am avut un pop și conferință pe un... Da? La 2 ani. Da, ai avut tu 2 ani. Deci ești la fluturașul de când erai mică, mică, mică. Să înțeleg, da? Altceva, ce ne mai poți spune? Ce știi tu despre fluturaș? Știi să ne spui vreo informație despre fluturaș? Cât trăiesc fluturașii? O singură zi. A, așa, fluturașii trăiesc o singură zi pe pământ. Ia zi-ne, că aduți aminte că noi am făcut ciclul de viață al fluturelui. Ți-aduce aminte când am făcut pe farfurioară? Și cum era? La științe. Din ce ieșa? Care era prima etapă? Din ou se transforma în... Omidă. Așa, din omidă în... În pupă. Așa, și se transforma în... Fluture, foarte bine, bravo! Aplauze și pentru Ștefania! Bravo, Ștefania! Bravo, Ștefania! Îi împânăm diploma! Thank you.
dragi părinți și copilași, facem o mică pauză. Veniți cu Floricica și o așezăm aici pe tablă. Claudiu. Berende. Una, da. N-are nimic, că îmi dă seama. Ștefan? Alexia? Felicitări!
Felicitări! De câte ori sunt și ea vine cu mâinile de catifea și prin cuvinte calde, line, se apropie de cuvintea mea. De frunte! De frunte! Bravo! Bravo! Bravo. Și dintr-o sută de mărgeluțe am făcut un curcubeu, mâncare și un norișor. Foarte frumos! Proiectul tău este doar la început, așa-i? Da. Pentru că ce vei face mai departe? Vei continua? Cu iarba. Așa, deci vei face un... Ce o să iasă la sfârșit? Un? Da? Un tablou? Un tablou? În care? De vară. De vară. Foarte bine. Un tablou de vară din... Ce ai adunat acolo? Mărgeluțe. Din mărgeluțe. Foarte frumos. Îl aplaudăm. Îi înmânăm diploma pentru cele 100 de zile de școală. Thank you.
Bravo! Și asta o duci cu tine la mami și o dai și la mami să facă și ea, bine? Îl aplaudăm, îi mulțumim! Așa, Dragoș, tu ai pregătit 100 de ștampile cu Miki. De unde ți-a venit ideea? Ce primim noi la fișe când... Așa, deci a venit ideea să facă colecția cu ștampilele, pentru că în fiecare zi noi la fișe primim ștampile ca să devenim... Fantastic! Sigur că da! Ca să devenim fantastic! Îi mulțumim lui Dragoș și îi oferim o diplomă. Ca să auzim poezia pentru mama. Bravo! Foarte frumos! Ia, spune-ne, ce ai colecționat acolo? 100 de nasturi. 100 de nasturi? Cu care? Pomul vieții. Foarte interesant. Și văd că pomul tău are foarte multe ramuri și este plin cu nasturi. Ce simbolizează nasturii la tine în pomul vieții? Ce simbolizează? Dorințele? Familia. Familia este toată familia, cu bunici, cu străbunici, cu toată familia, adică un fel de arbore genealogic. El e pomul și frunzele sunt familia. Foarte interesant. Înseamnă că tu, Toni, ești înconjurat de foarte mulți membri în familia ta pe care îi iubești, așa-i? Nasturi, nu. Da, dar simbolizează familia nasturii, da? La el la așa ceva s-a gândit. Foarte frumos. Bravo! Îl aplaudăm! Îi oferim pe Toni diploma. Să crești mare. Găinile fac ouă sau iepurașul de Paște? Eu n-am înțeles nimic. Și. Și iepurașul face ouă. Da, dar găinile nu fac ouă colorate. Așa. Asta e ca și capra ne dă ceai, știm. Și la noi la David, capra ne dă ceai. Așa. Alexia, ce mai vrei să ne spui? Deci mami s-a implicat în proiect, deci să înțeleg că împreună cu mami ai făcut proiectul. Cui a venit ideea? Mie mi-a venit ideea asta după aia. A, deci a venit la mami ideea, ai ajutat-o să puneți în practică ideea, așa-i? Da. Bun. Și da teoric prin... Deci tata-i cu ideea, nu înțeleg. Tata-i ripi cartonii sa. Pe suportul de polistiren, așa-i? Foarte bine. Deci înseamnă că toată familia s-a implicat în proiect. O aplaudăm pe Alexia. Ne felicităm. Foarte bine.
Mulțumim! Continuăm cu
Acasă.
ce ai confecționat? Da. Da, a lucrat și mama la proiectul tău. Așa. Yeah.
Rugăm frumos să acceptați din partea clasei. Cu mințele jos, când a spunat la Cristian. La Cristian. Eu cum și pe doamna. Deci pentru cele 100 de zile catetici în școală. Eu vaccinat nu dor? Nu vrei, nu vrei. Nu, lasă că-l mănâncă Maria.